Bună seara și bun găsit la sport! Simona Radiș e dublă campioană mondială într-o singură zi. România se întoarce cu 4 titluri mondiale din Cehia, după cele câștigate de soții Cosmiuc. Medalia de aur la mondiale era singura care le lipsea din palmares campioanelor olimpice Radiș și Bodnar. Au reușit-o chiar în ziua în care Ancuța Bodnar a împlinit 24 de ani. Am fost până la epuizare, deci dacă mai aveam o lovitură, sincer, nu mai puteam să trag. Radiș a luat aurul și cu fetele din echipajul 8+1, unde a înlocuit-o pe Denisa Talvescu. Elisabeta Lipa a fost șef de galerie, iar președintelui CEOSR Covaliu i-au dat lacrimile. Mamă, ce cursă fac! 3 secunde, mă, bravo, mă, fer! Fenomenală! Să dea jos din barca de 2 și să câștige după aia 8.